Doamnelor, domnilor, bun găsit! Încep știrile dimineții la Antena 3 Ploiești. Sute de persoane, familia, oameni, politici, colegi și apropiați l-au condus miercuri la prânz pe ultimul drum pe primarul ales al stațiunii Bușteni, Emanuel Savin. Mai multe autocare au adus la mănăstirea Careman localnici din Costache Negri, localitatea în care s-a născut fostul edil. După o slujbă impresionantă oficiată de un sobor de preoți, Emanuel Savin a fost înmormântat la cimitirul din cartierul Zamora. Rămân în urmă regrete față de un om, spun toți, care a ajutat pe oricine necondiționat. Multă durere, asta au simțit cei care l-au condus pe Emanuel Savin, primarul ales al stațiunii Bușteni, pe ultimul drum. Fulgerător și inexplicabil a dispărut duminică. Despre Emanuel Savin toți spun că era un om bun. Era un om bun, așa cum spun toți, domnule. Excepțional. O zi tristă, o zi în care, sincer, nu ne așteptam să participăm la așa ceva. Emanuel nu a fost doar colegul nostru de partid, a fost și prietenul nostru, un om care nu cred că a fost cineva care să nu fie ajutat de el. Ce să vă zic, foarte greu să vorbim despre el la trecut. De departe au venit cei care l-au cunoscut și îndrăgit. Și trebuia să vină pe 15 la Galați și uite că îl conducem pe ultimul drum, unde n-aș fi crezut vreodată că pleacă un om atât de vesel. Se cunoaște că am făcut 3 ani de liceu, că am purtat geanta în mână vreo 5 ani și am fost și luni cu lumânare și astăzi m-am trezit de la 4 dimineața din Galați, 3:30 și am ajuns la 8 ceva aici. Drum bun, Dumnezeu să-l ierte, fii țărna ușoară și Dumnezeu a vrut așa. Nu mă așteptam, nu știam bolnav, știam că joacă fotbal. Nu mi-au aminte să fumeze, să fie un om cu probleme, să se plângă de probleme de sănătate, să aibă vreun tratament, să-și facă control. N-am înțeles ce s-a întâmplat. Eu l-am văzut făcând foarte mult bine, foarte mult rău. Nu mi-au aminte să-i făcut ceva rău cuiva. Cum era ca om? Un om bun, un om gata să ajute întotdeauna, pe oricine. Și chiar pompierii au avut un sprijin din partea dânsului. Chiar acolo la Galați? Da, el fiind gălățean de loc, da. În drum spre cimitir, cortegiul a oprit și la primăria din Bușteni. Emanuel Savin a fost înmormântat în cimitirul din cartierul Zamora din Bușteni. Edilul a murit la vârsta de 65 de ani, în ziua în care aniversa 40 de ani de căsnicie pe terenul de fotbal. Premierul României Marcel Ciolacu și ministrul transporturilor și infrastructurii Sorin Grindeanu au făcut miercuri o vizită de lucru pentru a verifica stadiul lucrărilor pe autostrada 7, tronsonul Focșani, zona Vadu Păi și județul Buzău și tronsonul Ploiești-Buzău, nod Dumbrava, județul Prahova. Este un avans foarte bun pe cele 4 tronsoane ale autostrăzii Buzău-Focșani, secțiunea autostrăzii A7, spun autoritățile centrale. Constructorul român înregistrează un progres fizic în șantier de 82% și sunt șanse reale ca până la sfârșitul anului să se circule pe toți cei 82,44 km. Am o veste bună și mă bucur că am o veste bună împreună cu domnul ministru Grindeanu. Să știți că împreună tocmai ce am circulat pe autostrada Moldovei. În cel mai scurt timp se va circula pe autostrada Moldovei. Am mers cu domnul Grindeanu și am văzut aproximativ 82 de kilometri din autostrada Moldovei, să vedem stadiul lucrărilor. Sunt 4 tronsoane, tronsonul 1 și tronsonul 4 au finalizare în contract anul acesta și cu certitudine vor fi finalizați. Și mai rămân cele 3 și 4, dar unde stadiul este foarte, foarte avansat. Deci vorbim de la Buzău la Focșani. Așa după cum văd eu, cred că până la sfârșitul anului se va da drumul către circulație pentru acești 82 de kilometri și vom vedea de la Focșani încolo ce se va mai întâmpla.
Lucrările de pe Bulevardul Independenței din Ploiești au mutat stația din dreptul Poștei Mari. Mulți călători nu au știut ce au așteptat în zadar mijloacele de transport în comun care au trecut pe lângă ei. Mijloacele de transport în comun nu mai opresc în stația de la Poșta Mare începând din data de 7 august. Măsura a fost luată din cauza lucrărilor de pe bulevard. Astfel, stația s-a mutat cu aproximativ 200 de metri mai spre centru, în dreptul farmaciei din zonă. Așteptați autobuzul? Da. Nu știți că s-a mutat stația? Unde s-a mutat? Mai spre centru. Nu mai opresc aici mijloacele de transport în comun. N-am știut. Nu știu de unde s-a leau. S-a mutat stația. Nu știați, nu? Nu. Și ați așteptat degeaba aici? Păi nu, acum am vrut. Nu știam. Chiar așteptam să vină și am văzut că nu vine. Unde s-a mutat? Nu s-a mai oprit aici, nu? Nu, nu. Unde s-a mutat? Mai spre centru. Ah, să fie sănătoși. Oricum merg pe jos, că mai am de mers doar o stație. Asta știați că s-a mutat de afară? Nu, chiar nu știam. Nu sunt din oraș, oricum vin din afara orașului. Și mai aveți de mers până unde? O stație de autobuz. S-a mutat stația aceasta mai spre centru. Mai spre centru? Da, păi asta citeam. Lucrările de modernizare a Bulevardului Independenței au fost reluate la jumătatea lunii iulie în zona uneia dintre cele mai circulate intersecții din oraș. Astfel, aceste lucrări se desfășoară etapizat. Emoții mari pentru elevii care nu au reușit să promoveze examenele din prima sesiune de bacalaureat sau care nu le-au susținut deloc. Pe 8 august începe sesiunea de toamnă a examenului maturității. Cu mai multe detalii vine colega mea Ana Marin. Ana, te ascultăm. Bun găsit! Elevii care vor participa la cea de-a doua sesiune a bacalaureatului vor susține în perioada 8-9 august 2024 evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și în limba maternă. Această probă va fi urmată de evaluarea competențelor digitale de pe data de 12 august 2024, iar evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională va fi în perioada 13-14 august 2024. A doua sesiune de bacalaureat continuă cu probele scrise, începând cu data de 19 august, când elevii vor susține proba la limba și literatura română. Mai apoi, pe data de 20 august, vor susține proba obligatorie a profilului, pe 21 august, proba la alegere a profilului și specializării și, nu în ultimul rând, pe data de 22 august 2024, proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate de la cea de-a doua sesiune de bacalaureat vor fi publicate pe 26 august, iar contestațiile se vor depune în aceeași zi, între orele 12 și 18. În perioada 27-29 august vor fi rezolvate contestațiile, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe data de 30 august 2024. Ana Marin, mulțumim foarte mult! Peste 500 de tineri din toată țara se vor întâlni în luna octombrie la Ploiești. Aceștia vor participa la summitul tinerilor organizat anual în Capitala Tineretului. În cadrul evenimentului se vor anunța și care va fi Capitala Tineretului în anul 2026. Ploieștiul este în acest an capitala tineretului din România. Astfel va găzdui în toamnă summitul tinerilor, cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din toată țara. Este evenimentul în care toți factorii de tineret decizionali se întâlnesc la Ploiești pentru, cum spuneam, aproape 5 zile. Vom avea reprezentanții la nivel european, la nivel național, la nivel local, toți liderii de structuri de tineret care contează, fie că vorbim despre Constituția din România, fie că vorbim despre Fundația Națională pentru Tineret, de ANOSR, de Uniunea Studenților din România și mai departe, toți se vor întâlni la Ploiești. Organizatorii se așteaptă la un număr de peste 500 de participanți. Sunt practic 4 zile de workshop-uri, de diverse conferințe plenare, le numim, și normal sâmbătă seara avem gala. Acele workshop-uri sunt pe diverse teme pe care tinerii le aleg, inclusiv prin formularul prin care se înscriu la summit, ei au putut de a propune anumite teme, iar în funcție de, normal, de votul lor vom și alege. Pregătirile pentru marele eveniment au început deja. În perioada următoare se vor stabili locurile de desfășurare. În această perioadă sunt toate etapele acestea în care, normal, căutăm sponsori, negociem pentru locații, am drumul la înscrieri, vorbim cu speakerii și cu formatorii pentru a-și fixa zilele și, în paralel, echipa care guvernează Tineretul de Capitala Tineretului este la etapa de jurizare pentru a afla în octombrie cine va câștiga titlul.
Summitul tinerilor va avea loc în perioada 16-20 octombrie. Atunci va fi anunțată și capitala tineretului din anul 2026. Agenția Națională pentru Locuințe a recepționat 48 de locuințe pentru specialiștii din sănătate și învățământ în municipiul Târgoviște. Agenția Națională pentru Locuințe, instituție aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, a recepționat în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, două obiective de investiție destinate specialiștilor, totalizând 48 de apartamente. Cele două blocuri au fost construite pe strada Alea Trandafirilor din Târgoviște, având 3 etaje și mansardă. Au fost ridicate 24 de locuințe, fiind vorba de apartamente cu două camere, destinate specialiștilor din sănătate și alte 24 pentru specialiștii din învățământ. Valoarea totală a investiției este de aproape 20 de milioane de lei. Până în prezent, în județul Dâmbovița, ANL a finalizat 1070 de unități locative, situate în localitățile Târgoviște, Pucioasa, Titu, Găieș, Fie, Moreni, Aninoasa, Doicești și Potlogi. Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești continuă promovarea muzicii și de această dată o face într-un mod inedit. Este vorba despre proiectul Hub Muzical Hoinar, prin care un vehicul va fi transformat într-un spațiu educațional. În cadrul proiectului vor fi organizate ateliere de percuție, lecții concert de jazz, concerte, lecții de muzică clasică și expoziții de fotografie, implicând elevii din județul Prahova și voluntari. Pentru proiectul inovator Hub Muzical Hoinar, Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești a obținut o finanțare în valoare de 100.000 de lei. Acest proiect își propune să aducă muzica mai aproape de copii și tineri, folosind metode și instrumente diverse și atractive. Activitățile proiectului se vor desfășura atât în spații convenționale, cât și în locuri mai puțin obișnuite, cu accent pe zonele rurale din județul Prahova. Obiectivul principal este de a introduce muzica clasică în comunități, unde accesul la astfel de activități este limitat. Proiectul se va desfășura în perioada septembrie 2024-februarie 2025 și va include activități precum recitaluri de muzică clasică, ateliere de percuție, concerte, lecție de jazz, expoziție de fotografie dedicată istoriei jazzului sau ateliere interactive de muzică organizate în cadrul unui autovehicul. Pentru acest proiect va fi creat un hub muzical mobil prin transformarea unui vehicul într-un spațiu educațional echipat cu tehnologie audio-video pentru a se putea desfășura activități muzicale în diverse locații. Vor fi distribuite gratuit și caiete educative, să ne împrietenim cu jazzul și caietul cu muzicograme elevilor și profesorilor. Tot mai mulți minori aleg să muncească pe timpul verii la nivelul județului Prahova. Numărul salariaților care au vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani este în creștere. Majoritatea se îndreaptă către hoteluri și restaurante sau chiar construcții. Angajatorii pot încadra în muncă inclusiv minori de 15 ani. Conform legislației în vigoare, aceștia nu pot munci decât cel mult 6 ore pe zi, respectiv 30 de ore pe săptămână. Minorii nu au voie să efectueze ore suplimentare și nu pot munci noaptea, adică în intervalul orar 20-6. Persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Încadrarea în munca persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică a acestuia, aptitudinile și cunoștințele sale. La nivelul județului Prahova, numărul minorilor care aleg să muncească în timpul vacanței de vară este în creștere. Observăm că în perioada 1-6, 24-7-2024, deci până la această dată, vacanța fiind în desfășurare, deci posibil ca numărul acestor contracte să mai crească. Ca și tranșă de vârstă am luat această vârsta de 15-18 ani. La momentul 24-7 avem un număr total de contracte individuale de muncă de 541. Comparativ cu anul trecut, când în perioada 1-6, 15-9, practic aproape până se termina vacanța, au fost înregistrate 428. Deci observăm o creștere, având în vedere că suntem undeva la jumătatea vacanței și deja am depășit acel număr total de 428 de contracte.
Tinerii sub 18 ani nu pot fi angajați în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase. Observăm că pe tranșa aceasta de vârstă, foarte mulți au ales să lucreze în, ca și coduri caiene ale angajatorilor respectiv în domeniul hotelier și restaurante. Avem un număr de 154 de contracte încheiate. În industria prelucrătoare, 105 contracte. În construcții, probabil mult foarte ușoare, 88 de contracte. Repararea autovehiculelor, 84. Activități de servicii, suport, 32. Activități recreative, 16. Transport, depozitare, 15. Deci, acesta este topul codurilor caiene al acestor angajatori. Angajatorii care nu respectă legea când lucrează cu minori pot fi sancționați cu amendă sau închisoare de la 3 luni la 2 ani. Sport acum, handbalistul de la CSM Ploiești, Denis Ștefan, participă cu echipa României la campionatul european de juniori. Competiția se desfășoară la Podgorița. Portarul echipei de handbal juniori 1 a CSM Ploiești, Denis Ștefan, participă până pe 18 august cu echipa națională de juniori a României la campionatul european Under 18. Competiție ce se desfășoară la Podgorița, Muntenegru. Tricolorii fac parte din grupa E a competiției și joacă pe rând cu Portugalia, Spania și Austria. Campionatul european are la start 24 de echipe care au fost împărțite în 6 grupe. Petrolul Ploiești se situează la jumătatea clasamentului pe locul 8 după 4 etape disputate. Lupii galbeni au acumulat 5 puncte și au bifat 3 meciuri fără să primească gol. În următorul joc vor primi vizita celor de la Universitatea Cluj. Meciul este programat luni 12 august de la ora 19 pe stadionul Ilie Oană, iar lupii vor lupta pentru toate punctele puse în joc. Jucător nou la Metalul Buzău, fundașul Claudiu Juncănaru întărește acum echipa care are planuri mari. Claudiu Juncănaru, în vârstă de 28 de ani, este noul jucător adus la Metalul Buzău. Claudiu este un fundaș cu experiență la nivelul ligii a doua, care a evoluat și în Superligă. A mai jucat la CS Mihai Eminescu, FC Botoșani, FCM Dorohoi, Bucovina Pojorâta, SSC Farul Constanța, CSM Roman, Turist Turnu Măgurele, CSM Focșan și CS Dinamo București. Fundașul a declarat că știe echipa Metalul de când era legitimat la CSM Focșani. Doamnelor, domnilor, știrile dimineții la Antena 3 Ploiești au ajuns la final, dar nu plecați, ne revedem în câteva momente la Start Alert. Rămâneți cu noi!